Nu mai țin minte exact ce note îi dădeam Andrei D pe vremea când era eleva mea la Intact Media Academy. De fapt, nu dau note la cursul meu, doar că stau să mă gândesc bine. Însă, pentru proiectul 10 Years Challenge, sigur are de la mine un mare 10. A fost ideea ei, a fost la filmări, a stat la montaj, iar nouă chiar ne-a plăcut foarte mult. Și acum să vă reamintim, timp de 10 zile, 10 artiști au fost provocați să facă împreună cu noi ce nu au mai făcut și să povestească una alta din viețile lor din ultimii 10 ani. 10 Years Challenge se încheie astăzi. Ne bate gândul să-l facem again pe la vară. Eu am deja o listă scurtă în minte. Până atunci să încheiem rotund proiectul, cum altfel decât cu, atenție, materialul, vă rog. Astăzi continuăm seria de 10 Years Challenge cu un artist foarte, foarte drag mie. Pot să vă mai spun că este multiplu campion național la ciclism. S-au scumpit banii, femeie! Vin! Acum eu sunt Manole. Nu știu cine mă așteaptă mai cu drag, știi? Eu te aștept. Florin, dacă vrei. Chilian, binevenit. Să rămână. Florin, ce s-a schimbat în muzica ta în ultimii 10 ani? Sper că nu s-au schimbat foarte multe lucruri, pentru că legat de muzica mă țin la un singur lucru, care sunt două, mi se pare. Și anume să fie muzicală, să aibă melodie în traducere pentru contemporani și să n-aibă texte imbecile. Simți vreo diferență între publicul de acum 10 ani și cel de acum? Bucuria mea este că vin din ce în ce mai mulți puștani, oameni foarte, foarte tineri, care încă au dragul acela de a asista la o întâmplare. Că, de fapt, un concert e o întâmplare care ține de spiritualitate. Ți-aduce aminte de vreo întâmplare mai puțin obișnuită, legată de vreun concert? Ceva drăguț ce s-a întâmplat la un concert? Sunt multe întâmplări, dar una anume a fost atunci când la Forța Zoo 110.000 de oameni au cântat piesa, o piesă de-a mea. Jur, mă pierd destul de greu, dar de data aia parcă mi s-au mâiat puțin genunchii. 10 10 vieți, astea cu tine. Cântați mai frumos decât mine, vă mulțumesc din suflet. Tot ar fi puțin. Și pentru că este un challenge, ghici cine te-a provocat pe tine să cânți cu mine? Bambi. Nu Bambi. Nu, sunt dezamăgit. Îmi vine să-ți mulc trupa Voltaj, hăinile. Băieții de la Voltaj, te-au provocat. Pe băieți, pe... Să cântăm împreună piesa 10. Eu asta ar fi un new entry, pentru că n-am mai cântat un duet niciodată. Cine sper este? Că nu sunt fotografiile alea pe care le caută toată lumea. Asta era o întâmplare foarte mișto, chiar cu voi, cu Intactul. Era o serie de întâlniri cu copiii și cu discuții legate de carieră și ce bine și ce rău în viață, apropo de ce rău. Nevasta mea, tot ce nu sunt eu, ea Vrea. Printre jur, nevasta mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea. Cred că e la mine acasă. Câți ani aveai aici? Chitara. Cam când e făcută poza? Atât de slab, pentru că între timp, știi, apropo de viață, am pierdut lupta. Am arborat drapelul în Berna, am pierdut lupta cu kilogramele. Plâng cu vorbe și suspine, oh, uite ceapa-i lângă mine. Mari schimbări nu sunt, dacă mă întreb pe mine. Oh, ești drăguță. Ce bei, ce mănânci? Vreau să spui, cum s-a schimbat viața ta în ultimii 10 ani? Păi nu s-a schimbat, că în continuare... Pe plan personal. Calc cămășile revenind. Așa. La motivul pentru care sunt îmbufnat astăzi. Pentru că, na, știi, e mai bine să-l plătesc să plece pe Doamne. Și Doamna n-a putut să vină să încalce cămașa și atunci trebuie să-mi o calc singur. Un lucru de apreciat. Da, sigur. Ce face omul cu mâna lui, cămașa se călcată se cheamă. Și în rest, uite că, na,
Vreau să văd mașina, să-mi iau casă la curte și să am o pisică și un cățel. Deci accepti provocarea, da? Cea mai recentă piesă, sigur, da. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 pictori Se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu. Nu știu cum. Nu știu pe unde, nu știu. De ce vieți de-ar sta cu tine? Ce bine sună asta. Tot ar fi puține. Nu mi-am dat niciodată seama că sună atât de bine versul ăsta spus de Oga. Mulțumesc foarte mult, Florin Chilian. Nu puteam termina această serie de 10 Years Challenge decât cu piesa 10, piesa mea de suflet, și sunt convinsă că și a voastră. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă.